Tot în iunie s-a făcut rotativa. În sfârșit, Ciolacu a ajuns premier. Ceea ce, dacă stai să te gândești, hmm, spune cam totul despre România. Iar Ciucă, Ciucă s-a pus al doilea om în stat, tată, șef la Senat. Fără lipsă de modestie că am asigurat stabilitatea țării. Așadar, tot ce ați auzit în prima parte a retrospectivei, da, cu. Drame cu morți, o țară care cade, prostie, hoție, suferință. Asta a fost, deci, stabilitatea oferită de ciucă. În primul rând, aș dori să vă transmit la mulți ani. Mulțumesc! De ce aceștia doi se urau cu câteva luni înainte? Iar acum au ajuns la această prietenie porno, aș spune, în văzul tuturor. <hâng> Nimic mai scârbos decât ipocrizia.